Salutare, prieteni! Vreau să clarific o situație în legătură cu fostul iubit al lui Loredana, băiatul de la Arad. Și problema a fost că am zis ieri, m-am luat de el, problema este în felul următor. Pentru că am fost la pușcărie și eu nu am știut exact care sunt. Acum m-am interesat și eu. N-am știut exact cum stau lucrurile. Acum m-am interesat și eu. Am înțeles că el, băiat de la Arad, fostul iubit al lui Loredana, este prieten cu Television de la Pitești, care Television este finul meu și știți și voi, prieteni, e prietenul meu. Television ne știm de 30 de ani aproape și este cel mai serios băiat, cel mai serios prieten al meu, care a ținut și el aproape de mine cât de cât. Vreau să spun, pentru că e Television la mijloc și este prietenul lui băiatul de la Arad, vreau să spun că discuția s-a încheiat. Discuția s-a încheiat. Nu prea ne băgăm noi, bine, cel puțin eu, că eu am alt content și eu pe TikTok, cu toate că sunt poate mai puțin viral ca Leo, dar o să fiu mai viral în domeniul mașinilor, că vreau să-mi fac și eu acum un nou podcast despre mașini, eu vorbesc doar despre mașini. Nu prea sunt eu genul să ne băgăm în discuțiile oamenilor, în relații, în familie, nimic, și am zis e mai bine să o încheiem așa. Dani, m-am împrietenit de curând cu el, e un om deosebit. El este om de afaceri și chiar nu-l interesează subiecte media sau subiecte de afaceri, de ăsta, de bărfă sau asta. Și am zis să o încheiem și m-am rugat de Leo, a ținut cont de mine și am încheiat discuția. Dar chiar am ținut cont de tine, Television, vreau să înțeleagă și el, pentru că dacă nu erai tu, intram în mare conflict cu el. Nu mă interesa ce... cine și până la urmă și cum, cine pierdea. Leo, eu toată viața am fost doar pe pace. Mi-am creat prieteni în toată țara. Am și eu un orgoliu al meu, am și eu un principiu al meu. Nu-mi place să mă bag în discuții oameni, pentru că, în primul rând, nu știm ce a fost în casa omului. Da, este adevărat, ai avut probleme și tu de aceeași natură. Dar cel mai bine în viața asta, dacă se poate face pace cu toată lumea, pentru că prieteni, ca să-ți faci prieteni noi și oameni care au un cuvânt greu de spus în România, oamenii ăștia trebuie să, în primul rând, respectați. Nu este vorba de aparatul. Da, dar și noi vrem respect de la lume, de la ei. O să ai și tu, Leo, dacă... Dar și noi vrem respect. Când auzi că era cu mine, trebuia să nu se bage. Dar am lăsat-o așa pentru tine, Television. Nu avea omul de unde să știe, mă. El e din altă lume, omul este din Arad, omul e om de afaceri, nu este om de păstradă, e om cu firmă, e altceva. Omul e la alt nivel, e... om serios, nu-l interesează și a făcut și el o iubită și uite ce a pățit, ce mai contează. Păi da, dar și-a făcut o iubită de la televizor. Asta e, nu mai contează de unde e. Înseamnă că deci, am avut niște sentimente. Nu mai contează, noi am închis subiectul ăsta, nu ne mai interesează, nu mai discutăm subiectul ăsta, îl încheiem aici, acum. Bără, alte subiecte de la Leo, o să le aveți în continuare, că Leo vă dă numai subiecte piperate. Iar toți cei care sunteți fanii lui Leo, o să-mi fac și eu un canal de YouTube unde se vorbește content doar de mașini. Cine nu mă știe, la ora actuală crez cele mai tare mașini pentru Rusia, Dubai și Bulgaria. Bulgaria, vă spun, la ora actuală au cele mai tari mașini. Îl cunosc de pe televizion de foarte mulți bani. De foarte mulți bani. De mă la bani. Da, mă gândeam și la bani, că spune lumea de tine, că și de mine, normal, spun... că sunteți săraci, că sunteți nu știu ce. Să știți că Televiziunea are foarte mulți bani, are milioane de euro. Mie niciodată nu mi-a plăcut să vorbesc despre bani. Am evitat totdeauna subiectul de a vorbi despre bani. Păi da, dar înțeleagă și prietenii. Dar nu am nevoie să mă valideze cineva după și să mă măsoare după buzunar. Eu, prietenii care mi creez în viața asta, eu mi creez doar pentru respect, obraz și caracter. Eu am prieteni și oameni care n-au niciun leu în buzunar și sunt lângă mine. Eu am înțeles. Sunt eu genul ăsta. Înțeles, dar unii prieteni de-ai noștri, de aici, de pe YouTube, sunt invidioși, știi, mai vorbesc cu ăla, sărac, ce vorbește și săracul ăla. Dar e vorba, Leo, noi să n-am niciun bani în buzunar, dar ne cunoaște toată lumea, fraților. Corect. Pe cuvântul meu. Ideea este că oamenii care sunt mai jos sau oamenii care nu poate să ajungă neapărat la nivelul nostru, că suntem și noi tot la fel niște oameni, indiferent că a rămas doar numele, indiferent că a rămas doar brandul, oamenii care niciodată nu vor putea să evolueze în viață, vor arunca cu răutate și cu hate.
totdeauna. Asta se va întâmpla, asta e de când lumea, nu doar pentru noi, că poate noi nu suntem nici 0,01% față de altă. Problema este că eu acum nu mai am atâția bani de mulți ca să dau la gagii sute de mii, milioane, dar e vorba că am bani la patron acasă, am câteva găleți de aur. Dacă pun mâna pe gălețile alea de aur, atunci să vă voi prieteni, ce faceți? Să țineți pasul cu mine la gagiz, la lăutar. Îl faceți din nou, îl faceți din nou, prieten, că n-aveți încotro. E, nu mai vorbim de prietenie, că n-am ce prieten să mai fac acum, că mi-am dat seama de prieten. Da, ai fost la greu și ai văzut. Am fost la greu, știți foarte bine. Creierul uman cam așa este, Leo, nu doar la tine se întâmplă. Asta s-a întâmplat la mai multă lume. Da, dar știți că acum am fost și la pușcărie, am ieșit acum o săptămână, două. Adică pentru mine e foarte greu să-mi revin acum. E vorba că sunt și bolnav, mai trebuie să fac niște operații. Dacă te-a iubit Dumnezeu și te-a lăsat să trăiești, înseamnă că mai ai o misiune, Leo. Cel mai bine și sfatul meu ar fi, pentru viitor, să ții fanii tăi aproape și urmăritorii tăi doar cu contenturi. Nu bazate neapărat pe scandal. Cel mai mult să se refere la viața ta și să învețe ceva din viața ta, să tragă niște concluzii. Să tragă un învățământ prin ce ai trecut, ai coborât, ai urcat, ai coborât, ai urcat, ai văzut moartea. Acum trăiești în viață. Asta ar fi cel mai mișto, pentru că oamenii și generația asta care este la ora actuală, lor nu prea le pasă de problemele omenirii, de problemele din zi de zi. Cel mai bine ar fi să te referi, adică oricine, că mai îi aud pe ăștia când mai faci cât un live, domne, că te-ai îmbătrânit, că s-a rablagit. Fraților, de bătrânețe, boală și moarte, nu va scăpa nimeni după pământul ăsta. L-a omorât pe Domnul Iisus Hristos. Despre ce vorbim? Nimeni nu va scăpa după pământul ăsta. Mai devreme sau mai târziu? Știm televizion, dar acum nu simțim momentul să murim. Deci simțim că mai avem și noi o misiune pe pământ, tocmai din cauza asta. Păi la asta am făcut și o referire, pentru că tu trebuie să ții fanii tăi aproape, doar cu discuții de genul, nu trebuie să ție scandalul, nu trebuie să te bagi scandalul. Păi nu a, e că ești atacat. Păi sunt sau atacat că ții... acum. Corect. Oricine eu acum, răspunde. Eu acum, în ultima perioadă, sunt atacat de foarte multă lume. Și încă n-am intrat în niciun conflict cu nimeni, n-am intrat în niciun scandal. Am zis să mă repac și eu bine, să mai merg la spital, să mai fac niște operații ce am de făcut și după aia să se țină de mine. Să vedem după aia, că nu mă las așa, astea, nici așa nu pot să-i astea las. Sunt problemele tale. Eu știu majoritatea problemelor. Leo, ți le cunosc și cu cine ești în ceartă și cu cine ești în discuții. Eu nu m-am băgat niciodată, lumea care mă știe, nu m-am băgat în discuții. Eu dacă pot să aplanez sau să pot să fac pace, cu mare plăcere din partea tău. Adică am fost un păciuitor toată viața, probabil de-aia și am oamenii care trebuie să-i am lângă mine. Iar eu sunt genul de om care niciodată nu-mi place răutatea sau invidia oamenilor și prefer să evit chestii de genul. Dar tu ai niște probleme de rezolvat, fiecare om după cum gândește și le rezolvă în viață și cel mai bine ar fi să mai lași și de la tine, zic eu. Pentru că ai lăsat de mult odată tine, nu mai contează că mai lași odată sau mai lași și de la mine, dar sunt unii oameni care nu merită lăsat. De la noi mai puțin, de la Dumnezeu mai mult. Păi știu, dar sunt unii oameni care nu merită lăsat. Oamenii aia, Leo, oamenii aia când vor trece prin ce ai trecut tu, prin boală, prin măcaz, prin pușcărie, Doamne ferește, nu doresc nici eu la nimeni, doar atunci vor realiza și ei, pentru că tu în momentul, ca și om, aici mă refer la oricine privește acest video, oamenii conștientizează și dușmanii care i-au în viață și cu cine s-au certat și pe cine au bătut și ce au făcut, doar când sunt la pat, doar când sunt la o boală gravă sau doar când le moare cineva apropiat din familie. Atunci conștientizezi niște chestii. Doamne ferește, până atunci când îți este bine, când ai masa plină, când ai o grămadă de prieteni lângă tine, când ai bani, nu prea te interesează ce este în jurul tău sau să vezi necazurile altora. Păi da, dar problema e că eu am avut bani tot timpul, am fost un norocos. Nu pot să zic, eu am ținut aproape de prieteni, am ținut aproape de ei. Acum când am fost și eu la greu, n-a fost nimeni. Leo, bani are toată lumea, cum se spune, bani au și morții. Ideea este că noi trăim niște vremuri schimbătoare, e o schimbare de generații, este un ciclu de la 100 de ani se schimbă generația. Lumea este, toți sunt avizi de virtual, la ora actuală tot ce se întâmplă, m-am uitat și la scandalul cu Pescobar și cu ăsta de la OPC-ul. Deci gândește-te, Dita Maie, directorul de OPC, a ajuns să-și dispute scandalul pe online sau în internet. Acum tot ți-am văzut că spală rufele pe internet. Eu sunt mai de modă veche, eu dacă am
discuții sau ceartă cu cineva, prefer să pun mâna pe telefon, să mă întâlnesc între patru ochi. Adică niciodată n-am fost adeptul să stau să spăl rufele în public. Cel mai bine e să discuți cu oamenii respectivi, poți ajunge la o păcare. Dar de asta vreau să spun, lumea fiind avidă și de virtual și de efectul metavers, vă gândiți că toți vor aici răutate, invidie, cel puțin hate-urile care se dau. Tu poate poți să faci pace cu persoana respectivă care ești înceartă. Dar privind la comentarii, se bagă alții după margine, vin fiecare cu o idee, ăla spune așa, ăla spune așa, fiecare, pentru că ei totdeauna vor să vadă acțiune și răutate. Adică niciunul nu o să vină, domnule, ai împăcați-vă sau faceți sau terminați. Eu știu treaba asta, dar e vorba că nici nu-i bag în seamă pe acești prieteni care îmi dau mesaje și scrie comentarii aiurea. Deci le răspund și la comentarii prietenilor mei adevărați, care mă susțin, care sunt prietenii mei, fanii mei. Pentru că ei mă cunosc de foarte mult timp. Leo, tu îți spun garantat. Eu te cunosc aproape 28-30 de ani. Ne cunoaștem de când eram copii amândoi. Tu te-ai schimbat puțin din cauza probabil și ce s-a întâmplat în familia ta. Pentru că eu vă cunosc familia de la A la Z. Inclusiv l-am apucat pe taică-tu în viață. Inclusiv o cunosc pe patroana, am dormit la voi în casă, am mâncat la voi în casă. La voi s-au schimbat multe lucruri în familia voastră când au intervenit certurile familiare, certurile cu rudele voastre și de atunci te-ai schimbat și tu mult. Da, așa este, dar aș vrea să ne mai spui și nouă câteva minute la fanii noștri. Vreau să le promit la fanii noștri, pentru că o să fac un videoclip de manele prieteni, o să iau un solist al meu preferat care să-mi cânte în manele și vreau să-mi fac o melodie mie și Rudana și aș vrea să ne dai și nouă mașinile tale. Da. Aș vrea să spunem că le-ai dat la foarte mulți artiști de la noi din țară, au folosit mașinile tale în videoclipuri. Leu, mașinile mele eu le-am dat de prietenii, eu niciodată nu am închiriat ceva. Le-am dat din suflet, le-am dat cu drag, le-am dat să-și facă dar, dar oamenii. Multă lume credeau că sunt ale lor. Nu, vreau să vorbesc despre asta, păi eu că nu. Eu știu, dar aș vrea să ne dai și nouă mașinile tale pentru videoclipul meu. Fiind prietenul meu de atâta timp, evident că n-am cum să te refuz niciodată. Și oricine ar apera la mine, nu neapărat că mă interesează pe mine, că-l cunosc sau că nu-l cunosc. Oricine vrea să apeleze la mine, pot să-l ajut. E bun prieten, chiar îi ajută pe eu nu fac lumea. Pentru bani chestiile astea. Nu fac. Am înțeles, chiar ajută pe toată lumea. Chiar ajută pe toată lumea. Televiziunea a ajutat pe toți, majoritatea artiștilor. Din știu la cine bați, știu la cine bați. Păi da, pe majoritatea artiștilor, cu mașinile tale, cu Lamborghini, cu Ferrari, cu tot felul de... Nu erau ale soliștilor prieteni, erau ale televiziunii, mașine de videoclipurile lor. Și aș vrea ca să înțeleagă și lumea că de fapt să confirmi și tu că erau mașinile tale în videoclipuri care apăreau. Dar mașinile sunt ale tale, nu și sunt ce ale schimbă lor. Asta, Leo? Păi nu, aș vrea să știe și fanii mei lucrul ăsta. Cine mă cunoaște știe foarte că bine toate majoritatea videoclipurilor care au ieșit în ultimul timp acum au fost mașinile tale. Da, ăsta, subiectul ăsta o să-l discutăm probabil într-un alt vlog și când o să fac și eu canalul de YouTube Marius Television Pitești. Acolo o să discutăm mai mult despre mașini, acolo o să le vedeți și mașinile, pentru că eu am content exponențial doar de în domeniul. Păi o să facem, luni o să-ți faci contul și invităm prieteni să se aboneze la contul de YouTube Marius Television Pitești. Deci Marius Television Pitești, așa vrei să-i pui de lumină da, la cont. Sau ceva, o să mă gândesc până atunci ceva să fie să sune păi și despre mașini. Trebuie să te gândești acum ca da, să... Da, tuning, Marius Television Tuning o să fie. Deci vedeți, prieteni, Marius Television Tuning, da? O să fie contul lui de YouTube luni, dar o să facem și un live luni seara, un live pe contul meu aici, prin care vă vom cere să ne ajutați și pe noi să vă abonați la contul lui de YouTube. Și apropo de ăștia care mai zic când mai văd câte de astea, eu mașinile astea le-am tot avut și le-am schimbat, le-am de 25 de ani. Nu vă gândiți că eu mi-am cumpărat Lamborghini sau Ferrari ieri sau acum în ultimul an, că mai cunosc cazul din genul călător, ca genul ăla. Eu mașinile și tot ce am făcut doar pe muncă. Eu sunt un băiat corect care m-am supus totdeauna a regulilor. Mi-am văzut de treaba mea, nu m-a interesat să intru în polemică adică sau adică nu sunt cu bani cineva. Peste noapte la și mine, mașină. Știu mai mult, cine trebuie să știe, știe. Asta mă refer. Că am mai auzit și discuții de genul cu Călin Donca și cu alea. Nu. Pentru că la mine stă treaba cu totul altfel. Adică eu niciodată n-am lucrat cu bani negri, cu afaceri cu statul, cu evaziuni sau să păcălesc pe cineva sau să mă intereseze să profit de vreun ban de undeva. Banii eu îi fac doar cu cârca. Cine mă cunoaște
îndeapropiat și la ce mă refer, știu că eu fac banii doar cu cârca. La mine nu e cu capul, doar cu cârca. Păi da, dar dacă faci... Cu cârca și cu palmele astea două. Aoleu, dacă faci bani cu cârca, înseamnă că duci mult în cârca. Da, nu? Da. Aoleu. Cât să mai duc și eu... Prieten, cât să mai duc vor, și... e el modest acum, dar să știți că televiziunea are milioane de euro. Aș vrea. Cum ai vrea tu? Păi numai mașinile îi fac 2-3 milioane. Nu e chiar așa. Cum eu niciodată n-am vrut să mă valideze lumea pentru bani. Mai mult prefer să mă valideze lumea pentru cine sunt, pentru caracterul meu, păi da, dar pentru lumea felul care cum știu să vorbesc, pentru că totdeauna am dat sfaturi și politicienilor, Leu. Am fost cooptat de nenumărate partide de top din România să intru în politică. Să fac. Nu mai interesează niciodată. Un sfat bun pot să-l dau oricui. Deci oricui. Asta nu înseamnă că nu sunt deschis la vreo discuție cu cineva, dar... Zic eu, am o minte mai strălucită așa de mic, sunt mai nativ, ca să spun așa, dezghețat la minte și am avut tot timpul idei bune. Bine, atât, prieteni, hai să terminăm vlogul ăsta. Mai zi o dată ca să înțeleg. Vă salut cu respect pe toată lumea și toți fanii lui Leo. Discuția cu Dani de la Arad, asta fostul prieten al lui Loredana, s-a încheiat aici pentru ultima oară a fost. Și restul urmăriți filmările și podcasturile lui Leo. Că aveți ce vedea. Leo totdeauna a avut o viață piperată. Mersi, prieten. Și chiar aveți ce vedea de la el. Mersi, prieten, mă pup și vă iubesc. Salutare, prieteni, eu sunt Cătălin în spatele camerei și aici îl avem pe... Alex. Big hardcore aici, eu. Patrona este acolo. Patrona este acolo. Am înțeles. Alex, ce vrei să-i transmiți bunicului tău, Leo? Să... Uite-te la scot camera. Album, să mi-l ascult și tu. Da. Deci o să scoți un album. Bravo. Ia fii Stinge, stinge, stinge melodia. Păi dar nu e copyright, că e făcut acum. Las, nu mai. Nu riscăm. Da. Bun. Câine. Ia de câinele lui Alex, prieteni. Taro. E frumușat, nu? Da. Patrona întinde niște haine. Ai văzut cățelul și mie mici? Da. Băi, am o cățelușă. Cum mergi cu școala? Lori. A? Cu școala cum mergi? Școala. E ok, mă duc în fiecare zi, numai o absență mă. Bravo. De fapt, 4, pentru că știi cu orele. Eu credeam prima dată că e pe zile, adică dacă nu m-am dus o zi, credeam că am doar o absență, dar pentru că am avut 4 ore, am 4 absențe, deci am lipsit o zi. Ce? Am înțeles. Da. Deci merg în fiecare zi. E perfect. Am învățat franceză, tu știi franceză? Un pic. Comment t'appelles tu? Je m'appelle Catalin. Bravo! Yeah! Așa! Ia zi, ce înseamnă bon oui? Bon oui înseamnă bun, da, ceva de genul. Nu prea știu, franceză, am uitat, frate, franceza. Nu, e noapte bună. Știi? Da, mă rog, nu știu, frate, franceză. Dar măcar știi, bonsoir. Bonsoir, nu mai știu. Bună seara. Bună bă, seara. Dar sună ca română, bon, bună, soir, da. Seara. Nu? Am înțeles. Da. Uite, avem aici pe patroana, se pregătește să plecăm la București. Voi, voi. La București, pe aici. La plecați? Wow. Da. Nu știam. Fac bagajul, mama, pentru că mă duc cu bunic. Tata, tu în loc să stai și tu liniștită. Ce nu mai bace? Tu în loc să stai și tu liniștită, vrei să te duci pe trenuri, pe drumuri. Ce să fac, mamă? Tu nu stau liniștită din cauza lui, că e bolnav. I se umpreară picioarele, nu mănâncă regim. E tambala. N-am dormit toată noaptea. L-am sunat, n-a răspuns. Păi de ce n-ai dormit? Nu mai dă drumul, că dă drumul grobul. Nu vezi că merge grobul. De ce n-ai dormit patroana? Din cauza lui, că i-am văzut picioarele, un frate, l-am văzut ce a spus Dana. Că nu mănâncă regim. Păi patroana e de la alimentație, dacă el nu prea ține regim. Păi nu trebuie așa ceva, că... Păi, ce vrea? Să distruge singur. Să distruge singur. Păi alegerea lui, nu ia pastilele cum trebuie. Nu putem și... să-l obligăm să țină regim. Și nu ia pastilele cum trebuie. A lăsat insulinele, sunt toate acasă în frigider. Știu, patron, dar ce vrei să faci acum? Să nu uităm insulinele. Vrei să ne ducem să-l obligăm să țină regim? Să da. Și să ducem astea, să-l ducem insulinele toate acolo după el.
Să nu uiți, auziți că sunt în frigider. Insulinele, unde sunt? Sunt în frigider toate. Aici? Da. Bucătărie? Da. Trebuie să le luăm, să le ducem. De ce? Da, să nu uităm. E bine așa ceva. Nu e bine prieten așa ceva. Trebuie să țină regimul, ce a pățit, prin ce a trecut. El nu mai se gândește. Hai că râdem, glumim, femei, femei. Dar nu trebuie așa ceva să dai viața pentru femei. Ca să vrea să mai trăiască și el, să țină regim, să ia medicamentele cum trebuie, cum a spus doctorul. Ce să mă fac? Eu că nu pot să stau liniștită din cauza lui. Da. Eu așa să nu mai plec pe drumul. Dar din cauza lui nu mai e starea, că nu e capabil de el. Să fie capabil de capul lui. Să ia pastilele, să facă ce trebuie. Ce să fac? Nu pot să stau liniștită și eu în patul meu din cauza asta. Păi prea de tot, prieten, prea de tot. El să ia și după ăla, și după ăla, și după ăla. Tu trebuie să nu te iei după nimeni, să faci, să stai liniștit, să mănânci, să-ți ai tratamentul. Uite, să stai pe lângă nepoței cu lea să uiți de supărare. Cu Alex, cu Leonardo, cu ăștia. Păi, vorbește-și tu, Alex, pe globul bunicul tău. Leonardo, ce face? Spune să vină acasă să stai liniștit. Hai acasă să stai liniștit. Mai zi o dată. Hai acasă să stai liniștit. Da. Dar să se ducă unde vrea, nu mai puneți pe mine să zic. Ne spune că vine și ursul. Vine și ursul. Ne ducăm acasă. Da. Hai sănătate, prieteni. Mai ne vedeți pe alte canale. Au, eram cu ceacate asta, avem nebiște. Băi, patroane, da. Unde te duci în șalopeta asta? Unde îi discolește de pleci? Păi e frig, Cătăline, mai stau în mașină, că mă duc după Leo, mai stau așa. Unde te duci? Că vine acasă el, e bine, n-au un strani. Că mi-am luat două capoade. Da, și eu zis, a dat bandajul jos și vede bine. Ce te mai încălzești să te duci după el? Că se ducă peste o săptămână, iar. Și ce, lasă că vine acasă. Ce să a vorbit cu noi, auzi, vede bine, că înainte vedea cu ceață. Pe ce să facem, Cătăline? Atunci să căutăm niște pui de casă. Păi da, dacă vine acasă, da, pui să-i dai lui, da. Hai că vin și eu cu voi la Severin și dăm așa să-l căutăm pui de casă. Da. Da? Poate și e nașul Marian undeva. Nu știu. El vrea din viață. Dar dăm pe motul la urmă. Dăm pe motul. Ce să iau pe motul? Nașul nici nu e acasă, pe la lucru. Să găsim. Vede, lasă patroane, ne ducem în sat când venim de la Severin. Da. Tot aici la noi găsim. Dar mâine e sâmbătă, patroană, piață. Au, mamă, mâine vii. Și așa mâine. Mâine vin toate modele de pui. Luăm pentru el pui la grătar, numai oaie, numai alea. Dacă vine Alin, luăm un ieși, facem acea urmă. Dacă vine Alin. Alin și urmă. Vedem dacă vine. Vezi că plicul ăla e aici. Și ce a zis? Câți bani are pe plic? Hai, că nu-l cetirăm peste două, trei zile. Peste două, trei zile să intră pe el. Uite ce-am mai cumpărat patroane. Ia patroane. Vezi, îmi luai de ăștia când merg în oraș, mai cum batic să seamăn țigancă. Să mai apar țigancă, apar româncă. Că dacă iam nu luăm românci... Să fii și matata româncă cu ei. Să fii și româncă. Mă îmbrac și eftă româncă de acum înainte. Că dacă ia nu luai tot românce, mă îmbrac și eu tot român. Da. Luai ca poate să mă îmbrac româncă. Ce să fac dacă nu mai a petat țigăncile, mă îmbrac și eu româncă dacă am țigănci. Că mă fac de râs, că mă vede lumea, nu luai român și tu țigat. Păi Leo a zis că vine cu Dan acasă acum. Cum vrea el, eu fac după. Nu, lasă că uite, hai să vă arăt ce are patroana de gând când a venit Dana. Pune adevărul pentru. I-ai luat și un capot să nu stă cu picioarele goale aici, de față. Da, de ai dreptate. Uite, uite, Dana, ăsta e capodul tău. Te îmbrăcăm când vii, ca să nu stai cu picioarele să vadă tatuajul, să vadă țiganii da, la noi. Să râdă țiganii să de noi. Să râdă țiganii de noi. Așa, uite, ai o rochie tău ca ei, te îmbraci cu patroana la o modă. Da, la o modă. Așa e, ce să facem? N-avem ce să facem, trebuie să facem voia copiilor. Doamne. Eu fac voia copiilor mei. Așa mi-a spus toți țiganii să râde în mine. Ce? Uite așa, uite. Eu nu mă iau după nimeni, mă iau după copiii mei. Da, că copiii te iubesc pe mata. Păi da, copiii la țin la mine. Eu fac după ei. Ce să fac?
bine, că se simte el bine după operație la ori. Să fie bine la copilul meu, o să duce altă dată, o să mă duc cu el de acum înainte. O să mi-am cumpărat școală, mi-am cumpărat. Trebuie să-mi iau Adidas, n-am plăsit. Ne ducem la Craiova și luăm Adidas. Da. Ne ducem mâine la Craiova și luăm Adidas. Orice tuție ceva, că m-a tăiat echipa de iarnă. Da, știi ce am aruncat când am venit la pușcărie, nu mai găsat 5 de ideea. Trebuie pe internet. Să intre Leuțul și să te ajute, da, cu să faci. Să-ți face internet, să-ți face cum am. Uite, pe mine, eu, de la școală, îl punem să uite, da, pe internet. Să se uite pe internet. Ce să facem, prieteni? Asta este, asta facem. N-avem ce face. Uite, nu mai gătim la cea une, luăm haine. Auzi, păi și mașină de unde aveai, patru? Cu ce mergeai după Leo? Mașină? Care mașină? Păi mergeam cu a ta. Păi cu cine, cu ce? Pe unde mai merge aia? Mai nu poate mai aia să ne ducă până acolo. E bătrână și a ta mașina. E bătrână, patru ani. Ce nu facem, nașul, că nu avem mașini bune? Să umbrăm după nașul, să-l aducem, să și el... Mașina noastră nu prea are aer. Nu mai spune la nimeni, suntem noi la poartă aici, nu aude nimeni. Am niște bănișori, îți dau ție să-ți ai mașină și iau și eu o mașină. Așa facem, ca să ne ducem după ea. Nu mai spune că tu să dai cu... Dacă tu mă ajuți pe mine... Măcânitoarea ta să clămpănești. Auzi, prieten, dacă i-am dat să mănânc, are grijă de mine. Îi dau și niște bănișori să ridică și casa, ori ia mașină, ori să cam ridică câte bucăți, casa. Câte bănișori de aia? Doamne ajută! Păi vedem cât... Uite, am privit cu tunița bănișorii. Gata, bine, zis o vorbă bună! Ca așa Leo... Nu cumva să-i dai peste mâncătoare lui. Nu, tăcet să nu mai audă Olga. Să nu audă Olga. Dacă aude Olga, ne bate pe toți cu nuiava, cu boata aia nebună. Știi ce? Când ai umbrat acolo numai cu tine umbru, iau și eu să iau mașină și dau și ce să faci. Păi și Leo? Leo nu mai merită să-i dau nimica. Numai că de ce a plecat cu Dana la tatuaj? De ce m-a lăsat pe mine să umbră? De ce m-a lăsat? Trebuia să mă ia pe mine. Mamă, unde mă duc eu, te duci tu cu mine. Nu trebuia să spun așa ceva. Hai, patron, în caz dacă nu vine, zic așa o întrebare, dacă nu vine astăzi, mâine dimineață te ducem după el. Da, dacă nu vine, ne ducem acolo. Și te lăsăm acolo, da, să ai grijă de el. N-are rost să stai acasă. Da, și voi o săptămână. Stăm și noi o săptămână, acolo. Da. Stai și voi, măcar dormim jos pe burete. Măcar dormim jos cum dormi toată. Aline cere oaia, auzi, da, că dacă veni... Aici tu m-am dat, bă, nu asta de nici. Ia și tu de la baba. Deci nu face tot. Așa, tăi, deci, prieten, bine că nu m-am pus pe drum Leo, cu ajutorul lui am scăpat și eu de ele, că mă nebunița patroana să o duc acolo după Leo la Pitești, dar e bine. Nu mai mă duc. Nu mai mă duc după bunicul tău, că a luat bandajul de la oi. La revedere și numai bine. Salutare, prieteni, sunt de Pintea care pleacă de aici și ne lasă, mă lasă fără mașină, fără șofer, fără nimic. Da, Pinte, o zi acum ca să te audă și mă duc acasă că am lăcit, să stea să aibă grijă mama mea de mine, să-mi dea pastile. Cine? Olga? Să aibă, da, grijă de tine. Că am făcut tuberculoză. Spune-ne Olga, că Olga pleacă la București după mine. Da. Olga pleacă după mine, diseară și câtă o să fii singur acasă. Da. Aici e taurul nostru. Da. Da? Aici. Opa. O, hai să vedem oaia. Că ați zis că ne așteaptă oaia, prieteni. Deci mi-au tot, da? Acum să vedem și noi oaia. Și Leo, stai să ia ce ăsta. Nu mai m-a sunat. Ia-mi căprul, dă-l încoace. Haide, dă cam. Nu știu dacă e cu ceasă parcă aici. Parcă se vede cu ceasă, mă. Oh. Ivrea, hai Ducu să plece. Hai Ducule, vino în coa. Ia să vedeți, prieteni. Aici să-l vedeți pe taurul, e nepotul meu, prieteni. Deci e nepotul meu de la Strehaia. Uitați, uite, unde e? Uite, Elica, am făcut pastramă, am băgat la frigider, uite ce coadă. Uite ce grasă e. Foarte bine, chiar mi-era poftă, prieteni. Hai, Pintea! Bădiță, vino în coace! Hai să ducem masa! Noroc, televizor! Televizor e primul final meu. Eu am fost nașul lui și după aia
Salam și etc. Cine mai urmează? Așa, așa. Noroc Television, Doamne ajută, prieteni. Doamne Television, că-s nașa-i, frate. Vi-l instruiesc eu pe Leo ca să facă vloguri adevărate, să facă și bamuri, rău, de tot vă spun eu ce trebuie să se prieteni, Doamne ajută, nu mai vinde secretul acum să se audă, prieteni. Nu-l vând, dar o să-l marcheze. Gata.